Îți dau mai multe detalii când ajung acolo. Hai că pierdem timpul aiurea la telefon. Vine acum șefa? Nu, nu, nu. Vin când e și Van Damme. Vreau să-i fac o propunere. Vreau să fie prezentatorul topului. Se potrivește de minune cu subiectul. E așa rebel. Păi și crezi că o să accepte? Când o să afle că filmăm la Paris, sigur o să accepte. Cine naiba n-ar fi încântat de așa ceva? Știu eu pe cineva. Ba chiar o să fie în spume. Ce ai zis? Ziceam că o să vedem ce spune. Că o să-i zic. Costele, nu doar să-i zici. Fii și tu băiat deștept, fă lobby. Nu știu, spune că avem un buget foarte gras, că prezentatorul are onorariu cel mai mare, că e singura vedetă. Hai că te descurci tu, da? Și dacă îl convingi, ai o primă. Da? Bine, atunci mă ocup eu de tot. Și când e terenul pregătit, te sun să vii. Hai, să rămână. Pa, pa! Opa! Ce teren, mă? Nu îmi spune, ți-ai găsit în sfârșit gagică? Ce gagică, mă? Asta e super gagică, mă. Dar, din păcate, că așa mi-e norocul, nu poate să fie gagica mea. Că nu ne permite regulamentul. Vorbeam cu Bela, șefa de la agenție. Apropo, vezi că a zis că vine pe aici. Te rog eu frumos, nu te uita la niciun film, că nu vreau să o confunz cu cine știe ce personaj de-n capul tău și să o deranjez. Ce film, mă? Ce personaj? Despre ce vorbești, Gogule? Despre proiectul pe care trebuie să-l discut eu cu Bela. Mă, mamă! Proiect? Ce e proiect? Trebuie să fac un top cu cele mai trăzite chestii la care s-au făcut reclame de-a lungul timpului. Înțelegi? Mamă, ce tare! Problema este că trebuie să găsesc numai chestii de-astea trăznite, numai ceva de genul pastila de mărit sânii. Există? Mai ai nevoie? De mărire nu, dar o ridicare ar merge. Păi atunci dizolvă o pastilă de potență și mă asezi cu ea pe primul. Simpaticule! Da. Auzi, știi ce? Du-te tu acum și lasă-mă, că am de căutat pe net, nu văd capul. Stai, mă, liniștit, că o găsești imediat. E plină lumea de nebuni. Da, mi-a zis. Hai că te ajut și eu la căutat. Mă duc sus să caut. Ok. Nu ți-ai cafea? Top reclame tâmpite. T-O-P. I'm Charlotte Blackwood. I'm Maverick. Top Gun! Mamă, ce film! Ce vremuri! Trebuie să pice, șefa, pe cuvânt. Am vorbit cu el și a promis că l-au rupt de aici. Auzi, dar tu i-ai spus că filmăm la Paris și că există un buget chiar frumușel pentru prezentator? Da, Paris? Buget? Prezentator frumușel? Despre ce e vorba? Măi, secretosule, de ce nu mi-ai zis că ne vizitează frumoasa și distinsa doamnă? Ca să ne pregătim și noi cum se cuvine, mă, mojicule, mă! Calmează-te, pupăze, calmează-te, am venit pentru afaceri. Adică exact ce m-a fascinat pe mine întotdeauna. Afacerile făcute cu femei. Adică să îmbinăm utilul cu plăcutul. Deci, de ce prezentator aveți nevoie? Că știi că eu sunt de meserie. Nu știe! Și șefa îl vrea pe Van Damme. Ca să prezinte materialul pentru festival. Mergeți la Cannes? Bela! Eu sunt prezentatorul născut și am super experiență în domeniu, dragă. Am prezentat ani de zile Pupăză Show. Zi-mă și tu! Ce? Cam vorbele la mine în permanență. Ca să nu mai spun că sunt o persoană publică și numele meu o să-ți ridice valoarea materialului. Pupăză, materialul e pentru străinătate, acolo nu te cunoaște nimeni. Să nu mă cunoască nimeni, dragă. Mă cunoaște toată diaspora. Că dacă nu mă cunoștea, ieșeam eu președinte. Gogule, ia, vino cu așa să-ți dau un fruct. Că e ora de fructe, nu știi? Ta-da! Am ore de fructe? Da. De când? De acum. Fii atent. Dacă nu pui o vorbă bună, zi lui Teo că ai făcut lobby să plece Van Damme cu Bela la Paris. Și o să scrie toate ziarele de tine, dar la comemorări. Bela! Da? M-am gândit mai bine și cred că ar fi cazul să facem un casting pentru prezentator. Ca și ei mai profi, că e un festival internațional și trebuie să ne asigurăm că avem cel mai bun prezentator. Că nu se știe, poate Van Damme nu face față și e bine să avem un backup. Nu? Ok, fă castingul, doar ești producătorul, nu? Take my breath away!
treaba ai cu mine. În sfârșit, nu eu, șefa. Să rămână cu mine? Exact. Ia un loc, vreau să-ți propun ceva. Nu-i nevoie că mie îmi place în picioare. Ce coincidență. Și mie la fel. Despre ce era vorba? Vreau să prezinți un material pentru un festival de publicitate. Un top al unor invenții stupide. Dar filmăm la Paris, orașul îndrăgostiților, și vin și eu. Măi, Bela, eu nu pot să... Cum? Onorariu pentru prezentator e de 2000 de euro. Plus transport, cazare... Nu pot să refuz o asemenea ocazie! Da. Că eu de când eram mic îmi doream să fiu prezentator! Avem afișe cu Octavian Ursulețul deasupra patului, dar clar, merg! Ușurel, Ursulețule, nu te bucura degeaba! Că încă n-ai dat cu votul de miere! Dacă vrei la Paris, trebuie să treci de moi. Că se organizează concurs pentru ocuparea postului. Comprende? Că doamna Isabel este profesionistă, nu-i așa? Da. Fie ca cel mai bun să câștige. E să te conduc. Wow, ce frumos! Mă, te-ai făcut vreo prostie. Vandame m-a înșelat. Stai și eu, Mateo, ți-am adus florile doar ca să-ți fac ziua mai frumoasă. Că stai de dimineața până seara închis aici în cabinet cu toți nebunii. Dar de unde ai avut tu bani? Că e 10 lei firul de trandafir în piață. Am luat de la Gogo. Dar să știi că o să-i plătesc datoria. De fapt o să-i plătesc toate datoriile. Că mi-am găsit un job micuț, micuț, dar bănos. Mă rog, întâi trebuie să câștig concursul, dar dacă o să-l câștig, o să plec la Paris cu Isabela să prezint un festival de publicitate. Pe o grămadă de bani! Eram sigură că e ceva! Că nu puteai tu să-mi aduci un braț de flori așa, de florile mărului. Păi ce crezi, mă, că nu știu de ce vrea să te ia aia la Paris? Că acolo este orașul amorului. Te ia să te călărească, mă! Cum să mă călărească, Pipi, că eu sunt și cu spatele? Stai așa puțin! Că Bela e femeie serioasă. Are o grămadă de bani, nu s-ar uita niciodată la un pârlit ca mine. Un amărât care n-are bani nici măcar să-i cumpere o făcătură de aia de geantă de la Negrea, de pe malul Senei. Păi tu, mă, de-aia te vrea fraiere, că te crede fomist. Asta 2-3 firifirii aia acolo și te cucerește definitiv. Și poate să beneficieze gratis de un tăuraș tânăr. Sigur auzi că ești tăuraș. Știi că acum e ultima fiță printre băbăciuni să-și ia amanți proaspeți. Că hormonul de tăuraș întinerește. Baby? Deja exagerezi. Și ușor, ușor, încep să semin cu Emma. Eu nu vreau decât să câștig un pan cinstit, să mă simt și eu bărbat, să nu mai fiu întreținut. Dar se pare că tu ești aia care vrea să fiu întreținut, ca să depind de tine. Că de-aia nu mi-ai dat nici până acum postul ăla de la Cotroceni. Fantame, dar cum poți să spui așa ceva? Dar tu cum poți? Vezi că dacă o să fie Emma 2, nu o să meargă între noi. Că sunt sătul până peste cap de crize de gelozie fără motiv. Merg și faci un duș până mă întorc eu, că merg să cumpăr câte ceva pentru cină. Tu pregătește-te pentru ce urmează după. Gogule, Gogule! Ce vrei? La ce film s-a uitat, mă, nebuna? Nu s-a uitat, mă, la niciun film. A căutat până niște reclame pentru mine. Aolo! Să nu spui că și-a revenit. Bă, nu spun. Dar nu-i exclus. Că de ieri nu s-a mai dedublat nimeni. Sigur? E rece. Bună! Bună! Eram prin zonă și am venit să zic că mă bucur sincer pentru Van Damme. Pentru ce? Cum ne-ai auzit? O să aibă o super colaborare cu Bela. Pleacă amândoi la Paris, la un festival. Am auzit, popoză. Ne? Păi și stai așa, liniștită? Eu în locul tău l-aș convinge să rămână aici, pentru că există riscul să-l pierzi.
Mulțumesc că te gândești la noi, pupăză, dar nu-ți face griji, Van Damme nu e interesat de Izabela. Păi nu în sexul, nu în sensul ăla, dragă. În sensul că nu e o idee bună să-l lași la Paris. Că acolo ai văzut, sunt o grămadă de atentate. Și ar fi păcat să-ți pierzi iubițelul pentru câțiva firfirei. Câțiva firfirei? Pe mine mi-a zis că o să iau o căruță de bani. Mincinosul! Te pomenești că s-a gândit că o să completeze suma din prestări suplimentare. S-a închinuie nimic între ei. Oh, tu uraș maidanez ce ești! Aha! Aha! Aha, ce? Nimic, am avut o senzație de deja vu. Salut, pupaza! Salut, Van Damme! Pupaza, ne lași singur, te rog? Ah, cu mare plăcere! Baby, avem o problemă. Te-ai prins? Cred că Emma și-a revenit. Mi-a zis că mă iubește și că vrea să petrecem o noapte de dragoste. Serios? Super! Păi atunci te întorci la ea ca să o ajut să conștientizezi căsnicia, să poți divorța mai repede, nu? Așa ne-am înțeles? Adică mă lasă cu Emma? Baby, ești ok? Păi și ce vrei să fac, mă? Nu e nevastă ta. Vezi? Vezi ce înțelegătoare sunt? Să mai zici altă dată că sunt geloasă, că sunt Emma 2. Mersi, baby, că am acordul tău. Mă duc să fac treabă cu fata aia. Și dacă credeți că ați văzut totul, v-ați înșelat. Următoarea reclamă ne prezintă un produs menit să ne lumineze drumul în viață și să ne înlătezească. Bătoșii cu beculețe și lavete pe tălpi. Așadar, dacă vreți să mergeți noaptea la baie, fără să aprindeți lumina și fără să vă deranjați consoarta și în același timp să curățați și parchetul pe unde treceți, bătoșii cu beculețe și lavete pe tălpi sunt soluția. Cum a fost? Super bine! Da, trebuie să o spui în suedeză. Mă duc să fac traducerea. Ok. Aba. Ce mă? Adică papa în suedeză. Salut, Gus! Normal. Păi dacă ți-ai revenit, îți revin și vechile metecme. Reîncep să mă jignești. Să știi, doamnă, că nu-ți permit să mă faci gâscan. Oi fi o gras, dar n-am pene, da? Păi nu-i asta porecla ta? De ce te superi? Lui Iceman, cum îi permiți? Iceman? Corect, nici nu merită să vorbim de el, un încrezut. De altfel, pilot bun. Mă rog, ce-ți mai face familia? Zicea Maverick că vin să te viziteze. Maverick! Gata! Suntem un Top Gun! Da, baza de antrenament de la Miramar. Gust, te simți bine? Oh, super bine! Păi tu mai trebuie să pui cineva să meargă cu copiii, cu micul de 14-30. Păi n-ai zis din aur că ți-a zis Maverick. Hai că te las, mă duc să fac un exercițiu. Acum? Gust, nu pleca. Nu? O să cădeți cu avionul. Am avut o viziune. O să cădeți cu avionul în ocean. Atunci mă duc să-mi iau costumul de înot și rățișca. Gus! Tu o să mori! Atunci mă duc la baie și vorbesc cu comandantul să anuleze zborul. Dar de ce râzi? Păi e simpatică vizuina asta ta. Doamnelor și domnilor, vă prezint produsul care transformă orice șuncan într-un veritabil macho-man. Abdomenul reliefat aplicat. Nu trebuie decât să-ți pui șablonul pe burtoacă, dai cu vopseaua din spray și în 5 minute ai pătrățelele mult râvnite. Pă bune? Există așa ceva? Vreau și eu! Stai mă, că nu știu dacă există, că de-abia am citit textul prima oară acum. A, tu repetai pentru concursul de prezentator? Te-ai zis degeaba, bă! Că tot o să fii câștigător. Da? Da. Auzi, am aflat cine se crede Emma mai nou. Cine? Se crede instructoarea aia sexosă din Top Gun. Charlie. Da, și tu ești Maverick. Cine, mă? Maverick, bă, ăla cum... Adică personajul lui Tom Cruise. Și zi, e adevărat ce mi-a zis Van Damme? Ți-ai revenit? Dar cine e Van Damme?
Partenerul tău? Cum cine? No. Pe partenerul meu îl cheamă Maverick și lucrează la baza aeriană Miramar. Ah, iar tu ești Charlie, nu, instructoare de la bază. Exactly. Dar de ce m-ai întrebat dacă mi-am revenit? Ce-am avut? Ai fost supărată. Fleașcă. Că Maverick trebuie să plece într-o misiune la Paris. Iar tu, în calitate de iubita lui, trebuie să-l însoțești, nu? Și nu prea voiai să plecați, că îți pui viața în pericol. Că mai nou ăștia la Paris omoară tot ce poartă numele de Charlie. Oh my God! Da. Corect, am văzut ceva la știri. Ce mă fac? Eu zic să nu mai plecați nicăieri. Ah, nu se poate să nu plecăm, că e misiune, unde e ordin, nu-i tocmai alea, așa în armată. Atunci, măcar fă un antrenament antitero cu Van Damme. Pardon, cu Maverick ăsta al tău. Maverick. Mă rog, dar tu la linți. Maverick, Maverick. Dai cu vopseaua din spray și în 5 minute ai pătrățelele mult râvnite. Gata, șef. Acum alegerea ta. Băieți, ați fost minunați amândoi, dar tu, pupăză, ai avut poticneala aia. Da, 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 s-a bâlbâit, da. Păi din cauza asta! Păi da, da, trebuia să treci peste cu nonșalanță. Așa face un prezentator cu experiența ta. Îmi pare rău. Van Damme este câștigătorul. Yes, yes! Yes. Felicitări. Să rămână. Îmi cer scuze, dar trebuie să plec, sunt așteptată. Bela, mai dă o șansă și uite, îți promit că nu mă pot ignezi și dacă mă atacă teroriștii. Bună, iubire! Să știi că am câștigat concursul. Super! Felicitări! Vezi, dragă, că sunt o tipă perfect normală. Mă bucur pentru tine, nu sunt geloasă. Deci n-am cum să fiu Emma 2, că eu te las să pleci la Paris. Cu Izabela? Cu Izabela, linia rău să-i vier. Auzi? Hai că vorbim mai târziu, că mă sună cineva pe linia cealaltă, da? Te pup, felicitări încă o dată. Pa! Pa! Oh. Zi repede că mă încălzeam. Te încălzeai? Cu cine? Cu nimeni. Că mă descurc și singură. Că nu e prima dată când o fac. Ah, nu zici că din când în când e bine să mai faci așa ceva? Că ce își face omul cu mâna lui? Bună glumă. Lucram la autoapărare, dragă. Și cum vine Maverick, îl bag și pe el în program. Ia uite aici. Contraatac. Lasă-mă, pupăză, că o să-ți dau și ție niște bani, îți dai seama. Ajutor! Morții! Morții n-are niciun bani! Ce faci, mă, femeie? Vrei să mă omori? Nu eu vreau să te omor, iubitele! Teroriștii! Că pregătesc un atentat împotriva noastră și am zis să te antrenez puțin, să văd dacă faci față unui eventual atac. Păi poate nu mai apucam atacul alora, că muream de atac de cord deșteaptă. Asta e simulare de atac. Tu crezi că teroriștii atac așa, cu mâna goală? Să știi că eu aveam pretenții de la tine, că ești profesionistă, ce naiba? Știu și eu. Cu arma e periculos, măi. Dacă nu se apără cum trebuie și mă trezesc că l-o mor de tot. Dar cine a zis, dragă, să-l atași cu armă de foc? Îți dau eu cu ce? Că doar nu vrem să-l omori, nu? Doar să-l scoți puțin din circulație. Van Damme, adu și mie cratița cu apă fiertă de paragaz, te rog. Iar a oprit hidracentrala să facă economie? Nu ba, s-a afundat scurgerea și am pus soluție. Arș. Ce
accident nefericit. Asta e. Acum vrând nevrând trebuie să mergi cu mine la Paris. A, nu, nu, nu. Te duci cu Costeluș, că a intervenit ceva și eu nu mai pot să merg. Da, și ar mai fi o mică problemă, nu pot să-ți decontez biletul de avion. Am apucat să-l anunț pe Van Damme și au trimis biletul pe numele lui. Dar îl decontez tu din onorariu de prezentator. Asta în cazul în care o să câștigăm festivalul, altfel nu vedem niciun ban. Na, e ca în tenis. Dacă nu câștigi turneul, zbor degeaba. Auzi, mă gândeam, nu e prea periculos să trimiți oamenii la Paris cu atentatele astea? Dacă, doamne ferește, pățești ceva și trebuie să suporți tu cheltuielile de repatriere, de mormântare, să despăgubești familiile, că doar oamenii au fost în interes de serviciu, de se pune că e accident de muncă, nu? De la asta nu m-am gândit, dar nu zici că ai dreptate? Ia să nu mai fac eu niciun material pentru niciun festival. Ar fi chiar culmea să am și gaură în buget și gaură în cap. Ce nu stă mie mai bine cu banii în buzunar? Exact așa gândesc și eu. He? Vezi că ne potrivim? Și cine se aseamănă, se adună cât de curând. Uite ce mi-a făcut! Și mai ziceai că și-a revenit. Uf. Hai la fata să te consoleze. Auzi? Vrei să fii eu Charlie și tu Maverick venit transpirat după instrucție? Da! Ai răzbune-te pe Charlie-a ta? Da, nu trage! Nu sunt eu Charlie, jur! Ce fată sunt eu? E mai nebunită? E molipsită la pacienți? De ce dracu ți-ai pus crepa aia pe cap? Păi, de ce? De-o m-a pus! Dar chiar așa, fata, de ce m-ai pus să port porcăria asta? Că mi-a fier capul! Pentru că e o nouă terapie de stimulare a neuronilor. Trebuie încălziți așa, până la fierbere, ca să genereze sinapsele implicit amintirile. Nu i-am zis eu nebune să o poarte, dar nu vreau să supăr. Ok, fă-i cu mâna! Da. Pucet? Prezentator frumusel? Frumusel? Eu sunt. A fost un băiat. Ai, că nu știu versurile. Hey, ok, hai. Dacă vrei la Paris, trebuie să treci de moi. Că se organizează concurs pentru organizarea... Cucu! Și pupăza!